Fiicele regretatului cântăreț sunt un munte de durere. Oana Roman a depus o coroană din flori albe. Vă prezentăm primele imagini de la priveghi, unde cei care i-au apreciat talentul muzical au venit să-i aducă un ultim omagiu. Amilia Îndoliat a regretatului cântăreț Gabriel Cotabiță a făcut aseară acest anunț pe Facebook. Suntem recunoscătoare pentru tot sprijinul primit în această perioadă. Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească, dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni, 25.11.2024, la capela Cimitirului Ortodox Belu, între orele 08.00-20.00. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns. Dorim să-l onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea. Cu recunoștință, familia Cotabiță, durere fără margini, azi, la capela Cimitirului Belu din București. Îmbrăcată în haine negre și copălășită de suferință, una dintre cele trei fiice ale artistului și-a acoperit ochii plini de lacrimi cu o pereche de ochelari de soare. Cu greu, Milena, Aela și Eliza, cele trei fete ale lui Gabriel Cotabiță, și-au adunat puterile pentru a se ocupa de funeralii. Și Oana Roman a sosit încă la primele ore ale dimineții la capela Cimitirului Belu, pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care i-a fost prieten de suflet, Gabriel Cotabiță. Pe coroana din flori albe stă scrisul drum lin, prieten drag, de altfel, la aflarea tragicei vești. Oana Roman a postat pe conturile sociale un mesaj prin care își exprima regretul pierderii artistului, o zi tare tristă. O zi în care am pierdut doi prieteni dragi, iar România a pierdut doi mari artiști. Marius Bațu și Gabriel Cotabiță îmi erau prieteni de 10 de ani și tare mult i-am prețuit. Au plecat amândoi, în aceeași zi. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Prezent la priveghi, artistul Mihai Pokorski a povestit, cu nostalgie, despre colaborarea lor, pe plan muzical, cu trupa VH2. Sunt 10.000 de kilometri pe care i-am făcut împreună, sunt camerele de hotel pe care câteodată le-am împărțit, când bugetul nu ne permitea. Eu cred din toată inima că vocea lui Gabi a fost unică în muzica românească. Problema este în felul următor. Dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv, fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Asta a fost condiția, băi, te însori, dar să nu mai faci alți copii. Eu n-am zis nimic. Problema e că Alina e cu un an mai mare decât ele și automat, deci parcă sunt moderne. Sunt rămase pe stilul vechi. Mama lor rămâne mama lor, orice ar fi. Am 3 ani buni împreună, avem 3 copii, ne leagă foarte multe lucruri. Ea deja s-a recăsătorit, lucru cu care n-au fost de acord. Norocul lor este că mama lor nu mai poate face copii, că a avut o problemă și nu mai are posibilitatea. Dar la mine încă e posibil. Celebrul artist Gabriel Cotabiță a încetat din viață sâmbătă, 23 noiembrie, la vârsta de 69 de ani. Compozitorul Ionel Tudor a făcut anunțul pe Facebook. De altfel, și Ionel Tudor a fost prezent, azi, la capela Cimitirului Belu. Ai plecat, Gabi, ți-ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci. Am fost. Nu numai colaboratori, ci și prieteni din tinerețe. Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători, Noapte albastră, Te rog, Domnișoară, Nu pleca și Va mai trece o noapte, Viața e un casino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu, etc. Am lansat împreună cu Jide Alvare primul CD din România. Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita.
Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună. Te vom păstra mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină. În urmă cu 9 ani, când Gabriel Cotabiță mai suferise un infarct, în timp ce se antrena la o sală de sport, medicii s-au luptat 3 luni ca să-l readucă pe artist la viață. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.